Bună ziua, stimată ministru Alan Nemerenco, stimatele domnule Hans Kluge, director regional pentru Europa al OMS, colegi, începem conferința de presă organizată cu prilejul vizitei la Chișinău a domnului Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al OMS. Cuvântul îi se oferă doamnei ministru Alan Nemerenco. Stimați reprezentanți mass media, domnule director general al biroului regional pentru Europa a Organizației Mondiale a Sănătății, dr. Hans Kluge, bine ați revenit la Chișinău. Dumneavoastră ați vizitat de mai multe ori Republica Moldova în funcțiile dumneavoastră anterioare și putem confirma că sunteți un prieten fidel al țării noastre. Desigur, ne-am fi dorit să ne vizitați nu în contextul războiului din Ucraina, ci pe timp de pace, ca să putem creiona împreună planuri comune de modernizare a sistemului național de sănătate accesibil pentru toți. So, dear Mr. Hans Kluger, I would like to welcome you. To welcome you as director, regional director for Europe of the WHO, and would like to say that welcome back to the Republic of Moldova. You are a friend of our country, and we are really happy to have you here in the Republic of Moldova. And obviously, we would have preferred for you to come during peaceful times, not during the war, to be able to outline some programs for the development of the health system of the country. Însă avem astăzi un război chiar alături de noi, în Ucraina, care a declanșat un val foarte mare de refugiați. Peste 331.000 de persoane au intrat în Republica Moldova începând cu 24 februarie și circa 100.000 se află la moment în țară. Majoritatea femei, bătrâni, din ei 49.000 fiind copii. Această criză umanitară este una fără precedent. So this, but unfortunately we do have a war here in the neighboring country in Ukraine, which triggered a big wave of refugees coming to the Republic of Moldova also. Since the beginning of the war on February 24, we have had over 331,000 refugees entering the country, of which over 100,000 are still in the country, most of them being women, elderly people, and over 49,000 children. And obviously this is a humanitarian crisis without any precedent. Țara noastră a primit și găzduit cel mai mare număr de refugiați per capita din regiune. O mare parte din refugiați, după un drum istovitor și periculos, aveau nevoie de asistență medicală. Astfel, Ministerul Sănătății a creat în regim de urgență echipe medicale la fiecare punct de trecere a frontierii și în centrele de plasament temporar. La intrarea în țară, fiecare persoană care semnala simptome de suspecție COVID-19 a fost supusă testării. Totodată, în toate centrele de plasament a fost organizată atât testarea la COVID, dar și vaccinarea doritorilor și acordarea oricărui tip de asistență consultativă la nivel de medicină primară. And obviously, after a very difficult road getting here to the Republic of Moldova, many of them did require health assistance when arriving to the Republic of Moldova. So thus, the Ministry of Health did decide immediately to create some health teams to work both at the border crossing points or in the temporary placement centers. And all the patients, all the people, refugees that were coming into the country, whenever having some signs of COVID-19, were tested. And then in the placement centers, those who were willing would be vaccinated also here in Moldova. Prin decizia Comisiei de Situații Excepționale a fost dispusă acordarea asistenței medicale refugiaților în toate cazurile de urgență medico-chirurgicală și în cazurile de îmbolnăviri prin COVID-19. Deja mai mult de 1300 persoane au solicitat în această perioadă asistență medicală în instituțiile medicale, dintre care 400 au fost spitalizați, de exemplu 90 pentru tratament al cancerului, 100 pentru proceduri de dializă. Toți acești pacienți sunt asigurați cu necesarul de medicamente, îngrijiri și proceduri. So, and by decision of the Emergency Commission of the Republic of Moldova, it was decided to provide primary health assistance to all the refugees that are coming to the country, including emergency health assistance, as well as different surgeries or other interventions. For the time being, we have had 1,300 patients that required health assistance in the Republic of Moldova, of which 400 have been hospitalized in our health facilities in the country, of which 90 required cancer treatment, 100 dialysis, and
All the patients benefited of all the medicines needed and care they required. Însă trebuie să recunoaștem că resursele noastre sunt limitate și povara acestei crize umanitare nu ne-am dorit să fie resimțită de către cetățenii noștri. În acest context ne-am adresat partenerilor externi, instituțiilor internaționale pentru a obține suport. Mai multe state membre UE și-au arătat disponibilitatea de a prelua pacienți, în special pentru tratamente oncologice, proceduri de dializă și altele. Deja am realizat unele transferuri de pacienți, însă mulți cetățeni ucraineni își manifestă dorința și preferă să rămână în Republica Moldova pentru tratament, deoarece este un mediu mult mai convenabil pentru ei, vorbind limba. De asemenea, mai multe țări au trimis echipe medicale de urgență în suportul Republicii Moldova, 12 echipe fiind deja active și acordând asistență medicală la punctele de intrare, precum și în centrele de plasament. So, and but obviously the resources of the country are limited, and we wouldn't want the this to affect or become a burden for the citizens of the Republic of Moldova. That is why we have addressed all our partners to ask for support in this situation. Many of the EU countries did express their willingness to take over some of the patients, some with cancer or with dialysis. But there are other patients from coming from Ukraine that do not want to go anywhere. They like how they are treated here in the Republic of Moldova, and they prefer to stay here, feeling more comfortable because of the also because of the language issues, the understanding of the language issues. And in addition to this, some of the EU countries have sent to us some health teams, medical teams. 12 of them are already active in the country. Luând în considerare evenimentele fără precedent din regiune, sistemul de sănătate din Republica Moldova se află sub o presiune enormă și se va mai afla în continuare, deoarece nu cunoaștem care vor fi evoluțiile ulterioare ale războiului. Astfel, este foarte necesar ca să consolidăm capacitățile naționale ale sistemului pentru a oferi în volum deplin asistență medicală atât refugiaților din Ucraina, cât și propriilor cetățeni. În această perioadă grea, Organizația Mondială a Sănătății, ca întotdeauna, este alături de Republica Moldova și noi apreciem enorm de mult lotul de ajutor umanitar recepționat la 5 martie în cantitate de o tonă de medicamente și produse medicale, special oferit pentru aceste scopuri de OMS cu suportul Uniunii Europene, cât și al doilea lot semnificativ în cantitate de 8 tone consumabile medicale, medicamente, truse medicale, teste rapid pentru SARS-CoV-2 în valoare totală de $797,000. So we would like to say that unfortunately these events without any precedent here are really very serious and make our health system under very big pressures. And we are really very helpful, very grateful to all those who are supporting us, including because we do not know how will the situation evolve and what will happen in the near future. That is why I would like to express that, to say that in this difficult period of time, the WHO is always close to us and is helping us. And we are really grateful for the lot of humanitarian aid that has been provided first on the March 5 in the amount of 1 ton of different medicines necessary for the healthcare and for the medical assistance to be provided to the refugees as well as to the citizens of the country. And the second lot, which is in the amount of 8 tons medical consumables, including rapid tests for SARS-CoV-2 and medical kits in the total amount of €797,000 with the support of the European Union. Nu putem să nu folosim această ocazie pentru a sublinia că Organizația Mondială a Sănătății a oferit un suport consistent Republicii Moldova în perioada anilor 2020-2022 în contextul prevenirii și controlului pandemiei COVID-19 prin asistență tehnică și donații esențiale cu dispozitive medicale, echipament individual de protecție, medicamente consumabile, remedii igienice în valoare totală de peste circa 50 milioane de lei. Totodată, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății, în aceeași perioadă a fost facilitată obținerea suportului din partea mai multor parteneri de dezvoltare, precum UE, USAID, Germania, Marea Britanie, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și alții, oferind sistemului de sănătate, echipamente de protecție, generatoare, concentratoare de oxigen, pulsoximetre, monitoare și multe alte bunuri medicale în valoare totală de încă circa 90 milioane de lei.
And we also want to emphasize here that the WTO was always and consistently providing assistance to the Republic of Moldova during the period 2020-2022, during the pandemic, when we were provided assistance in preventing and controlling COVID-19 in the country. We received assistance in the form of technical assistance or donations of individual protection equipment or other consumables and medicines and all the others in the amount of 50 million lei. In addition to this, the WTO has facilitated the support provided by the other partners of the country and other donors like the European Union, USAID, UK, Swiss Cooperation Agency and many others, and which included lots of assistance like consumables and protection equipment, generators, oxygen, pulse oximeters and other consumables in the amount of another 90 million euro. Dorim să ne exprimăm recunoștința pentru toate proiectele comune care neapărat vor transforma sistemul nostru de sănătate în unul deschis, prietenos, accesibil și puternic pentru cetățenii Republicii Moldova. Așa proiecte ca cele de expertiză tehnică în domeniile asistențe medicale primare, spitalicești, sănătate publică, asigurarea cu medicamente, pregătirea de răspuns la situații de urgență, rezistența antimicrobiană, maladii transmisibile și non-transmisibile, promovarea sănătății pe tot parcursul vieții, controlul tutunului, acoperirea universală cu servicii medicale, la care lucrăm acum, vor aduce rezultate concrete. Unele din ele se vor regăsi în următorul acord de colaborare bienal, care va fi încheiat între OMS și Guvernul Republicii Moldova. And we are also very grateful for all the projects that we are implementing together that are aiming at different areas, including to develop our health system, to make it more open, more friendly, accessible and strong. And the technical assistance project that we are implementing together in different areas like the primary health care, hospital care, emergency situation response, antimicrobial, communicable, non-communicable diseases, universal coverage with health services, all this will contribute to the further development of the health system in the country. And some of these projects, technical assistance projects, are going to be part of the next biannual cooperation agreement to be signed between the WHO and the government of the Republic of Moldova. Anul acesta vom sărbători 30 de ani de când Republica Moldova a devenit membru a Organizației Mondiale a Sănătății la 4 mai 1992. Și în toți acești ani, organizația a fost și rămâne partenerul de încredere a Moldovei, atât în situații de criză, cât și la construirea unui sistem de sănătate durabil. Pentru a realiza toate acestea, avem nevoie de pace și ne dorim să contribuim prin ajutorul nostru refugiaților Ucrainei la restabilirea ei. This year we are going to celebrate 30 years since the Republic of Moldova became member of the WHO on May 4, 1992. And since then, the WHO has been a trustful partner of the Republic of Moldova during crisis situations as well as during the development of a sustainable health sector in the Republic of Moldova. And to be able to achieve all our goals, we need peace. And that is why we are ready to contribute further to assisting the refugees from the Ukrainian, from the neighboring country Ukraine, as well as helping them recover from this situation. Utilizez acest moment ca să-mi exprim întreaga recunoștință a două echipe minunate. Prima este cea a colegilor mei, personalul medical din toată țara, care fără a lua un respiro după ultimul val pandemic, s-a mobilizat solidar pentru a oferi asistență medicală tuturor celor care au nevoie din rândul refugiaților. Și doi, echipa Organizației Mondiale a Sănătății, care totdeauna a fost alături de noi, ne-a oferit suport și este acum astăzi prezentă aici în țară prin persoana mult stimatului domn Dr. Hans Kluge. Vă mulțumesc foarte mult. And I'd like to benefit of this opportunity to express my deep gratitude to two great teams. First of all, my team of my colleagues of all the health staff from the country who have been on the first front during the pandemic and without having any respiro did mobilize their forces to participate in assisting the refugees from the neighboring country. And also the WHO team, which is always here with us in the country and that is supporting us all the time. And today we have them here with us in the person of the Dr. Hans Kluge, who is here in the Republic of Moldova to support. Thank you very much. Mulțumim, doamnă ministru. Cuvântul îi se oferă domnului director regional pentru Europa al OMS. Bună ziua! Good day to all of you. My thanks to Minister Nemirenko and the Ministry of Health
for hosting this media briefing and to you, members of the media, for your presence. Bună ziua tuturor și în primul rând vreau să mulțumesc doamnei Emerenco și Ministerului Sănătății pentru găzduirea acestei conferințe de presă și pentru posibilitatea de a vă întâlni pe toți dumneavoastră. The war in Ukraine has taken a terrible toll on the health and well-being, both physical and mental, of millions of people, triggering the biggest refugee crisis in Europe since the Second World War. Acest război din Ucraina are un efect teribil asupra tuturor, asupra milioane de persoane, care, afectându-le sănătatea fizică și cea mentală, astfel declanșând un val enorm de refugiați mai mare, cel mai mare de după cel de-al doilea război mondial. Countries surrounding Ukraine have taken in well over 3 million refugees, most of them women, children and young persons, as well as many older persons, including those with underlying conditions. Țările care înconjoară Ucraina au găzduit peste 3 milioane de refugiați din Republica din Ucraina, aceștia fiind în mare parte femei și copii, precum și vârstnici cu anumite condiții de sănătate. Moldova is one of the countries that has welcomed refugees despite huge challenges. Republica Moldova este una din țările care a găzduit refugiați în pofida mai multor provocări cu care se confruntă. From the very outset of the emergency, WHO has supported the Moldovan government, especially the Ministry of Health, particularly in coordinating the health system response, in the mapping of partners and resources, identifying critical health risks and needs among the refugees, and bring in life-saving health and medical supplies. Și de la bun început, atunci când a declanșat acest război, OMS a fost întotdeauna alături de Republica Moldova, de Guvernul Republicii Moldova, în special Ministerul de Sănătate, oferindu-le asistență în ceea ce privește coordonarea și coordonarea tuturor răspunsurilor la această situație de criză, venind cu diverse asistențe, precum inclusiv planificarea, identificarea resurselor disponibile și atragerea resurselor din alte părți, precum și identificarea necesităților critice pe care le au refugiații care vin în Republica Moldova. So far, we mobilized of $2 million of life-saving supplies, but we will not stop here and continue our efforts. Până la moment am mobilizat asistență de prim ajutor și de salvarea vieților în valoare de 2 milioane, dar nu ne vom opri aici, vom continua să oferim această asistență. Our priority is to help ensure Moldova and all countries involved in the humanitarian response have the infrastructure and expertise in place to face this challenge, which is placing a huge strain on resources, both human and financial. Și desigur că accentul nostru primordial și principal va fi pe ajutorarea țărilor precum Republica Moldova, care sunt implicate în ajutorarea vecinilor săi și în oferirea asistenței acestei umanitare, pentru a ajuta în primul rând să facă față acestei provocări și pentru a ajuta cu toate resursele de care au nevoie, fiindcă noi înțelegem că o criză de această natură desigur că afectează foarte mult resursele precum umane, așa și financiare ale unei țări. In meetings with key donors, including the European Union, I am personally stressing that Moldova needs urgent assistance in tackling this emergency that has added to the burden already caused by more than 2 years of the COVID-19 pandemic. Și în toate discuțiile mele cu donatorii Republicii Moldova, inclusiv cu Uniunea Europeană, eu personal accentuez întotdeauna că Republica Moldova are nevoie de asistență urgentă, deoarece îi sunt afectate toate resursele de care dispune deja de după 2 ani de pandemie, când au fost la limită. The second objective of my mission to Moldova is to discuss and agree with the Minister of Health how to strengthen the health system for the people of Moldova themselves. Și al doilea obiectiv al misiunii mele în Republica Moldova este de a discuta și a conveni asupra unui program de consolidare a sistemului de sănătate din Republica Moldova pentru cetățenii Republicii Moldova. Minister Nemerenko and me have the same opinion that we need a good balance between ensuring health of the refugees and health of the host population. Noi împreună cu doamna ministru Nemerenko suntem de aceeași opinie că avem nevoie să găsim acel echilibru între oferirea asistenței medicale pentru refugiați precum și pentru cetățenii Republicii Moldova. We agree that we will step up our efforts to increase quality of care in Moldova
affordability to medicines and strong primary healthcare, including in the rural areas. Și noi am convenit de fapt că vom face tot ce ne stă în putere pentru a spori calitatea îngrijirii în Republica Moldova, pentru a face medicamentele mai accesibile pentru populație și pentru a asigura accesul la sănătate primară în Republica Moldova, inclusiv în zonele rurale. Moldova's healthcare providers and frontline workers are truly heroic. They have borne so much and continue to do all they can on so many fronts. Și Republica Moldova, precum și toți angajații din sectorul medical din Republica Moldova, sunt eroi. Ei fac tot ce au putut până acum și continuă să lucreze din greu și fac tot ce le stă în putere pentru a face față situației. On behalf of the World Health Organization, I would like to express my most sincere appreciation and admiration to all frontline workers in Moldova for the tremendous dedication and professionalism during the last 2 year pandemic times. Și din numele OMS vreau să-mi exprim gratitudinea și aprecierea foarte înaltă pentru toți cei care au fost în prima linie, pentru dedicația lor și profesionalismul de care au dat dovadă. Moldova may be a small country, but it has an enormous heart and spirit, and WHO is so grateful for all that the government and the healthcare system have been doing and will continue to do going forward. Și Republica Moldova s-ar putea să fie o țară mică, dar are o inimă enormă și un spirit enorm. Și noi, cei de la OMS, suntem extrem de recunoscători Republicii Moldova, guvernului său și poporului întregime pentru tot ce au făcut până acum și ce vor continua să facă de azi înainte. We also thank the Moldovan people, the host communities who are doing all they can to assist refugees. At a time of crisis, genuine humanity also emerges. And we must acknowledge, value and nurture this spark. Și vreau să mulțumesc la fel toți oamenii Republicii Moldova care ajută și oferă asistență refugiaților din Ucraina. În perioade de criză, umanitatea adevărată iese la suprafață și noi trebuie să recunoaștem acest lucru, să valorificăm acest lucru și să-l nutrim în continuare. Thank you again, Minister Imrenko, for your tremendous leadership to improve the health and the well-being of the people in Moldova, and thank you, members of the media, for your support in helping us get key messages and information out to the world. You are our partners in health, and I value your support. Și mulțumesc încă o dată, doamna Mimerenko, pentru rolul dumneavoastră de lider în promovarea sănătății și a sectorului dezvoltării, sectorul sănătății și bunăstării în Republica Moldova. Și la fel mulțumesc reprezentanților mass media, fiindcă dumneavoastră sunteți partenerii noștri principali. Sunteți cei care transmit mesajul către toată societatea și informează populația. Sunteți partenerii noștri și noi contăm pe dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Hans Kluge. Colegi, vom lua 6 întrebări. Bună ziua! Eu îmi cer scuze, Elena Cioina, sunt Sănătate Info. Îmi cer scuze că vorbesc după aceste camere, sper să ne vedem. Am o întrebare către domnul Kluge. Domnul Kluge, dumneavoastră spuneați la începutul acestei luni că criza refugiaților din Ucraina va duce la o altă criză de sănătate publică. Vreau să vă întreb în acest context, care sunt, din punctul de vedere al OMS, cele mai periculoase riscuri de sănătate publică, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru țările în care au ajuns acum destul de mulți refugiați din Ucraina, și ce recomandări are OMS-ul pentru autorități ca să prevină în mod special maladiile infecțioase. So it's a question to you, Dr. Kluger. So the question is refers to your words that you said at the beginning of the month about the fact that this crisis of refugees from Ukraine will lead to another crisis for public health. So the question is, what do you see as the main threats for the public health, both in the Republic of Moldova as well as in the other countries where many or most of the refugees from Ukraine arrived, and how do you see the possibility to prevent, for example, transmission of infectious diseases? Thank you.
So I myself, a week and a half ago, I was at the border between Poland and Ukraine and speaking also with the refugees, and I saw mainly women and children coming into the country with a complex picture of health needs. And maybe I could put it into three groups. The first one is, of course, the need for psychosocial support, because people have been suffering a lot. Children are displaced from their family. So this is a tremendous mental health stress, number one. Number two, or what we call non-communicable diseases or chronic diseases, people with high blood pressure, with cardiovascular disease, with diabetes, whose treatment has been interrupted. And the third one are the communicable diseases. First and foremost, COVID-19. One out of three Ukrainian people are vaccinated fully on COVID-19, but also routine immunization like measles, poliomyelitis, and tuberculosis and HIV/AIDS. Deci personal, eu am fost la hotarul dintre Ucraina și Polonia o săptămână și jumătate în urmă, unde m-am întâlnit cu refugiați din Ucraina, în majoritatea sa fiind mame și copii, cu diverse necesități de sănătate. Eu aș grupa necesitățile acestor refugiați în trei grupuri. În primul rând vorbim despre necesitatea sprijinului psihosocial, deoarece persoanele acestea au trecut prin suferințe foarte mari, copiii au fost despărțiți de părinți uneori și de aceea există o problemă foarte mare de sănătate mentală. Al doilea grup de necesități ar fi cu privire la bolile netransmisibile, cum ar fi presiunea, tensiunea înaltă, la fel bolile cardiovasculare, diabeta, în tratamentul cărora a fost întreruptă din cauza acestui război. Și al treilea grup de necesități ar fi bolile transmisibile și în special COVID. Cetățenii Ucrainei au fost vaccinați doar la nivel de o persoană din trei și de aceea este foarte important să continuăm vaccinarea acestora, inclusiv imunizarea cu privire la alte boli transmisibile, cum ar fi aceeași poliomielită sau tuberculoză, HIV, SIDA. From previous migration crisis, we know that those people do not form a threat for the host population. Actually, we advocate for a very good screening when refugees come into the country and see it as an opportunity to continue and complete their treatment. Din experiența noastră din crizele precedente migraționale, noi considerăm că aceste persoane nu pot fi tratate ca fiind un pericol pentru sănătatea țărilor în care ei vin. Din contra, noi promovăm ideea efectuării unui screening foarte detaliat acestor persoane și tratarea acestora sau tratarea acestei situații ca fiind o posibilitate de a continua tratamentul persoanelor date în țara în care au ajuns. What it means for the host country, let me point out two points. The first one is that the Ministry of Health needs an increase in financial investment, because this is a financial burden on the Ministry of Health, and this is the message that we are passing also to Prime Minister and President. Și ceea ce încercăm noi să spunem este că, în primul rând, vorbim acum de necesitatea de a spori resursele financiare care sunt alocate Ministerul Sănătății, deoarece vorbim despre o povară mai mare pe Ministerul Sănătății, având atâtea persoane în plus de a fi tratate. The second is we need harmonization of treatment protocols. Some drugs used in Ukraine are not necessarily used in the neighboring countries, and that's a role of WHO to harmonize treatment protocols and fast-track registration of medicines. Thank you. Și al doilea lucru, al doilea aspect care necesită atenția noastră este armonizarea protocolelor de tratament, fiindcă adesea se întâmplă și se poate întâmpla și în cazul nostru că medicamentele care sunt folosite pentru tratarea anumitor boli în Ucraina nu sunt folosite în Republica Moldova. De aceea, din partea noastră, OMS, noi vrem să încercăm să armonizăm aceste protocole de tratament cât mai repede și să asigurăm înregistrarea medicamentelor și accesul acestor medicamente pe piață din Republica Moldova cât mai repede posibil. Bună ziua! Diana Popa, de la Postul Jurnal TV sunt. Înțelegem că este firesc, odată cu izbucnirea războiului, a crescut enorm și presiunea asupra sistemului medical din Republica Moldova. În acest sens, dumneavoastră ați menționat câți refugiați au beneficiat de servicii medicale la noi, dar vrem să vă întrebăm și cât a costat statul acest fapt. De asemenea, ați spus că o parte din pacienți au fost redirecționați spre alte țări. Care sunt aceste țări, ce tratamente, proceduri urmează acolo, dar și câți au ales să rămână în Moldova și de ce proceduri beneficiază aici. Mulțumesc!
So a question to the minister about the refugees that are benefiting of treatment here, asking if it's possible to tell us more exactly the figures of those who are benefiting of treatment, those who have been directed to other countries, to which countries, and what was the cost of providing this assistance to these patients in the Republic of Moldova, and how many of them decided to stay here in Moldova. Da, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este o presiune asupra sistemului de sănătate din punct de vedere și financiar, dar vreau de asemenea să reiterez că Uniunea Europeană a anunțat despre disponibilitatea 10.000 de paturi care sunt puse la dispoziția pacienților, inclusiv celor care au venit în Republica Moldova, pentru ca noi să organizăm transferurile. Deci am transferat deja către România câțiva pacienți care beneficiau de dializă și de asemenea pentru tratament cancer. De asemenea, Republica Moldova nu poate utiliza absolut toate serviciile și atunci când discutăm despre transplanturi, și era vorba de câțiva copii care necesitau transplant medular, de asemenea au fost transferați către România. La momentul de față spuneam despre 400 de pacienți care au ales să rămână aici în Republica Moldova. Chiar astăzi am vizitat cu domnul dr. Kluge centrul de dializă de la Spitalul Clinic Republican din Chișinău, astfel găsind acolo printre pacienții noștri, de asemenea pacienți refugiați din Ucraina, care beneficiază de servicii de dializă. Sunt nu doar în Chișinău, sunt și în alte regiuni a țării, inclusiv Bălți. Oamenii se adresează cu diferite probleme, începând de la cazuri acute, traume, îmbolnăviri copii, boli infecțioase. Este ceea ce se întâmplă de obicei în rândul populației. Pacienții aleg și astăzi, de asemenea, am putut să adresăm aceste întrebări celor pe care i-am întâlnit la Spitalul Clinic Republican, aleg să rămână în Republica Moldova, deoarece familia sau copiii sau alte rude cu care au venit împreună sunt aici. Ei găsesc mediul nostru unul mai deschis, mai ușor de înțeles, inclusiv începând de la mentalitate, dar de asemenea, neavând această barieră lingvistică, pot discuta cu personalul medical, pot pune întrebări și apreciază foarte mult, inclusiv în cazul serviciilor de dializă, a fost remarcat de către pacienții din Ucraina că este un serviciu extraordinar de bun, au acces la medicamente, la dispozitive. Noi am făcut un calcul estimativ la momentul de față, este vorba de milioane de lei pe care l-am prezentat Cancelariei și Guvernului, dar vom putea vorbi după externarea primilor pacienți, deja ducem rapoarte, fiecare instituție medicală pregătește rapoarte separate, inclusiv pentru compania de asigurări, deoarece cunoașteți când prin intermediul Comisiei de Situații Excepționale, deci am făcut o derogare de la legile care există, oferind acces gratuit la aceste servicii medicale, în special de urgență și chirurgicale. Am înregistrat nașterii Republica Moldova, total avem 14 copii născuți aici, toate cazurile sunt acoperite gratuit din fondul de asigurări de asistență medicală obligatorii. A existat o informație, am transmis informația către toate instituțiile medicale, astfel ca aceste cazuri să fie raportate separat, inclusiv toate cheltuielile. Avem, de asemenea, susținerea instituțiilor internaționale că vom putea beneficia de un ajutor macrofinanciar care va acoperi aceste cheltuieli, astfel ca ele să nu fie acoperite din contribuțiile cetățenilor Republicii Moldova. Cazuri sunt foarte multe, sunt foarte diferite, și noi, sistemul de sănătate, ne-am organizat astfel ca nimeni din refugiați să nu se întâlnească cu careva bariere în acordarea asistenței medicale, indiferent unde nu ar accesa-o, la nivel de medicină primară sau spitalicească. Bună ziua, Diana Ambros, ProTV. Vă rog să ne spuneți, doamna Nemerenco, cum se explică faptul că a scăzut numărul de infectări cu COVID, având în țară un număr mare de refugiați care vin și sunt stabiliți la noi? Și totodată o întrebare către directorul regional al UMS, care sunt de fapt evoluțiile, sau care este prognoza evoluției COVID în Europa, dar și la noi în țară? Mulțumesc. Second question is about how the minister can explain the
lower number of COVID cases in the country, considering that we have such a big number of refugees coming into the country. And a question to you, Mr. Dr. Kruger, is about the forecast with regard to the evolution of the COVID pandemic in Europe and in the world in general. Vreau doar să constat încă o dată că numărul de cazuri a scăzut în regiune, inclusiv în Republica Moldova, a scăzut destul de, ca să vorbim în sens deci pozitiv, a scăzut foarte mult. Vedeți, devierile sunt de la 200 de cazuri pe zi până la 500. Aceste cazuri includ în sine, deci inclusiv persoanele refugiate, deci la intrarea în țară, noi nu am făcut un screening total, deoarece era imposibil, intrau în țară zeci de mii de refugiați, dar am testat și am organizat testarea la intrarea în țară absolut a tuturor celor simptomatici, inclusiv polițiștii de frontieră au fost instruiți, deci ei cunosc să, chiar dacă persoana nu acuză careva simptome, ei sunt instruiți să le observe atunci când ele sunt vizibile. Aceste persoane inclusiv au fost plasate în izolatoare. Centrele de plasament pentru refugiați conțin condiții pentru izolare, ca să izolăm. Cazurile care au fost simptomatice mai grele au fost spitalizate. Avem un număr de pacienți care se tratează în secții COVID. Situația inclusiv în regiune va vorbi domnul Kluge, dar situația la momentul de față, în special în zona noastră europeană de est, este într-o scădere permanentă. Astfel nu putem să avem o creștere rapidă, chiar dacă avem un flux de oameni și de mișcare a unui număr foarte mare de oameni, atunci când sunt în primul rând organizate toate resursele și măsurile care țin de sănătatea publică și de răspuns la COVID și în același timp nu absolut toți, de asemenea nu toți sunt infectați, iar sistemul de sănătate a venit la toate punctele de trecere și în centrele de plasament, dacă ați observat, cu un număr foarte impunător de echipamente de protecție, măști și alte consumabile care să asigure deci un control asupra transmiterii infecției. Okay. What we are seeing is that 18 out of 53 countries in our region see an increase in COVID-19 the last week. Deci ceea ce putem vedea la nivel regional este că 18 țări din 53 din regiunea europeană înregistrează o creștere a cazurilor de COVID în ultima săptămână. However, the mortality is still decreasing. Totuși, mortalitatea este în scădere. So the countries where we see in particular an increase are the United Kingdom, Ireland, Greece, Cyprus, France, Italy and Germany. Și țările în care înregistrăm o creștere a cazurilor de COVID în mare parte sunt Marea Britanie, Irlanda, Grecia, Cipru, Franța, Italia și Germania. The Netherlands saw a second Omicron wave, but meanwhile is also subsiding. În țările de jos a fost înregistrat al doilea val de Omicron, dar acum este iarăși în scădere. Most likely the reasons are number one, the BA2 variant, which is a variant from the BA1, which is more transmissible, not more severe, but more transmissible. Deci motivele pentru acest lucru sunt multiple. Primul ar fi răspândirea acum a variantei BA2, care este mult mai transmisibilă. Nu este mai gravă, consecințele nu sunt mai grave, dar este mai ușor transmisibilă. And the fact that those countries are lifting the restrictions brutally from too much to too few. Și la fel, un alt motiv principal ar fi faptul că aceste țări au înlăturat toate restricțiile existente până atunci în mod foarte brutal, de la foarte multe la niciuna. On the prognosis, it's very difficult to tell because this virus has surprised us many times already. În ce privește prognozele, este foarte dificil să spunem ceva, deoarece virusul ăsta deja ne-a surprins de multe ori. For the time being, I am optimist but vigilant. La moment pot să spun că eu sunt optimist, dar totodată vigilant. Why I am optimist? Because of three factors. De ce sunt optimist? Din trei motive. First and foremost, globally there is a very large capital of immunity against
SARS-CoV-2, either thanks to the vaccination or due to the infection. Și deoarece, în primul rând, la nivel global, avem o imunitate destul de mare, fie din cauza vaccinării sau fie din cauza persoanelor care au trecut prin boală. Second, there is decreasing seasonality. The winter is finishing, so people will gather less in small, crowded places. În al doilea rând, acest lucru se datorează faptului sezonier, și anume că deja se încălzește, respectiv oamenii se vor aduna împreună mai puțin în locuri închise. And third, we know that Omicron is milder, but in fully vaccinated people, including a booster. Și la fel știm că Omicronul este mai ușor trecut pentru persoanele care sunt vaccinate în totalitate, peste tot în lume. But in countries with a low vaccination rate, it's still a disease which kills. Last week we still had 20,000 people dying from COVID-19 in the whole region. Dar în țările unde nivelul de vaccinare este unul scăzut, continuă să moară persoane din cauza Omicronului. Săptămâna trecută am avut 20.000 de decese în lume din cauza aceasta. I think we have to make a difference between COVID-19 and the pandemic and to separate those two. Eu cred că trebuie să facem o diferență și să separăm COVID-19 de pandemie. The COVID-19 will have to live with it for quite a time, but it does not mean that we cannot get rid of the pandemic. Deci eu cred că COVID-19 va rămâne cu noi pentru mult timp înainte, noi nu vom putea scăpa de el atât de ușor, dar asta nu înseamnă că noi nu putem scăpa de pandemie. Basically, we have a chance now to get out of the pandemic if countries do four things. Deci acum eu cred că avem șansa de a scăpa de pandemie dacă țările vor face patru lucruri. The first one is to protect the vulnerable people, the elderly people, the people with underlying conditions, because it are mostly those people who die if they are not vaccinated. În primul rând, să protejeze oamenii, persoanele vulnerabile, cei vârstnici în primul rând și cei care au anumite condiții medicale în spate, fiindcă ei sunt cei care decedează de obicei din cauza COVID-ului. Second, all countries need to strengthen their surveillance system and genomic sequencing so very quickly they can pick up a variant or even a new virus. În al doilea rând, este foarte important ca toate țările să-și consolideze sistemele de supraveghere și de secvențiere genomică pentru a putea depista cât de repede posibil orice variantă nouă care ar putea apărea. Third, countries need to get access to the new antiviral medicines. Și în al treilea rând, țările trebuie să obțină acces la medicamente noi antivirale. If we give the new antiviral medicines to people with symptoms early on, it can drastically reduce severity, hospitality and death. Dacă noi reușim să oferim persoanelor vulnerabile sau celor care sunt infectate aceste medicamente antivirale noi, vom reuși să reducem drastic numărul cazurilor grave de COVID-19 și decese. And I would like to thank here the European Union, which agreed to include Moldova and eastern countries into the joint procurement of antiviral medicines. Și vreau să mulțumesc cu această ocazie Uniunii Europeană pentru că a fost de acord să includă Republica Moldova împreună cu alte state din Europa de Est în procesul de achiziții comune a acestor medicamente noi antivirale. And I would like to thank the Minister of Health, Dr. Nemirenko, for her continuous diplomatic efforts together with me to the European Union for that support. Și vreau să mulțumesc la fel cu această ocazie și pe doamna ministră Nemirenko pentru eforturile diplomatice împreună cu mine de a promova această idee și de a obține acest lucru. And the fourth thing for countries to do is to take care of the burden of what we call post-COVID or long COVID. But about 15% of the patients with COVID still has symptoms 12 weeks later. Și al patrulea lucru pe care trebuie să-l facă toate țările este să aibă grijă de situația post-COVID sau de așa numitul COVID lung. Deoarece noi știm că 15% din toți cei care au fost bolnavi de COVID își mențin sau încă mai simt aceste simptome ale COVID-ului și peste 12 săptămâni după ce se tratează. And finally, to take care of the backlog of patients, because in many countries the screening for cancer has stopped, surgery has been postponed, so countries urgently need to take care of the backlog of patients with other diseases.
Și în cele din urmă, țările trebuie să aibă grijă de pacienții lor care nu au beneficiat de unele servicii de sănătate, de screening, de exemplu pentru cancer sau altele, din cauza pandemiei și care sunt în așteptare acestor evaluări și screening-uri. So three words. One, hope. Two, vigilance. Three, international solidarity. Și deci trei cuvinte importante: speranță, vigilență și solidaritate internațională. Colegi. Госпожа Миренко, Дарья Букатарь, Прямой Молдова. Учитывая снижение числа заражений коронавирусом, стоит ли ждать снятия всех ковид-ограничений в Молдове в ближайшее время? Deci de aceasta nu este responsabil Ministerul Sănătății, dar Comisia Națională pentru Sănătate Publică și după cum cunoașteți, la ultima sa ședință, starea de urgență în sănătate publică a fost prelungită până pe data de 15, păstrând aceste măsuri pe care, iată, le purtăm și noi. Deci considerăm că masca în aceste condiții, având în vedere inclusiv și fluxul mare de refugiați, ne poate oferi o protecție atunci când suntem în spații închise, iar restricțiile economice au fost anulate toate, astfel ne putem bucura și de asemenea, deci cei care activează în sectorul economic își pot desfășura de plin toate activitățile. Nu văd la moment nicio problemă în restricțiile mici pe care le avem. Deci atunci când comisia se va întâlni înainte de 15 aprilie, vom evalua toate datele statistice ca să luăm o următoare decizie. Mulțumesc. Касаемо 6 медработников из Украины, которые будут трудоустроены у нас в Молдове. Что это за специалисты, где и в каких медучреждениях они будут работать и как скоро начнется их деятельность там? Deci noi am simplificat procedura la Ministerul Sănătății pentru echivalarea diplomelor. Este o procedură cunoscută absolut în toate țările. Deci fiecare personal medical, fie asistentă medicală sau medic, necesită o aprobare din partea Ministerului Sănătății. La momentul de față, aceste proceduri sunt simplificate la maximum, este în ordine în acest sens. Ei depun toate documentele și primesc permisiunea. Deja avem persoane care s-au încadrat în lucru, sunt câteva dosare care deja au primit permisiunea. După cum cunoașteți, a existat inclusiv și în presă un material care ține de o asistentă medicală care lucrează la momentul de față în Centrul Național de Transfuzii a Sângelui. Sunt și alții lucrători medicali, deci o să îi îmbrățișăm cu mare drag, cu atât mai mult că sistemul nostru de sănătate are nevoie și duce lipsă atât de asistenți medicale, alt personal, cât și medici. Colegi, scuzați, am spus 6 întrebări. O întrebare. Deci da, oricare război afectează oricare transporturi, produceri și multe altele. Deci este afectată inclusiv tot ce este, tot ce se produce în Ucraina. Tot ce s-a aflat pe teritoriul Ucrainei, mă refer la alte companii renumite care au avut depozitele sale pentru Europa de Est dislocate în Ucraina, de asemenea exporturile care veneau spre noi din Rusia și totodată din China, care intrau la noi prin porturile prin Ilichovsk. Deci s-au făcut redirecționări atunci când este vorba de transport. De asemenea, este nevoie și companiile care au câștigat tenderile, deci având în vedere că este vorba de un force major, deci contractele sunt încheiate cu aceste companii și au fost redirecționate către alte piețe. Ne străduim să fim cât mai rapizi împreună și cu Agenția Medicamentelor, dar și cu companiile. Am avut pe o perioadă lipsă a unor medicamente esențiale în tratamentul maladiilor oncologice, în care au lipsit doar pentru 2-3 zile și ne-am putut bucura că acest lucru a putut fi reparat foarte repede. Există această problemă, suntem la curent cu ea. Deocamdată piața noastră internă de medicamente nu aș spune că suferă enorm, deoarece toate instituțiile medicale, conform ordinilor interne, au în depozitele lor medicamente și consumabile necesare pentru activitatea instituției pentru 60 de zile. Noi am
Încă o lună în urmă am majorat-o până la 90 de zile, astfel până se creează noi rețele de asigurare cu medicamente și alte consumabile. Instituțiile medicale la momentul de față nu duc lipsă decât au existat câteva cazuri. Deci în viitorul apropiat nu avem un lot atât de mare, deci acest lot, după cum ați înțeles și din explicațiile Ministerului, a fost primit cu un termen de doar 3 luni de zile. A existat inclusiv o coincidență cu acest val din ianuarie-februarie, în care normal că a scăzut puțin asimilarea lui. Era un lot care, oricum, el a venit ca donație, deci putea să expire acolo în țara de origine care ni l-a transmis. Ne pare foarte rău că s-a întâmplat acest lucru, cu atât mai mult că este vorba de un vaccin foarte, foarte bun. Vreau să vă spun și domnul Clughe poate să confirme că pierderile de vaccin sunt în limita unei norme. Republica Moldova nu a înregistrat pierderi masive de vaccin. Acesta, de fapt, este primul caz. Și dacă îl calculăm la tot vaccinul consumat de peste 2 milioane de doze, este de fapt o cantitate minimă în comparație cum au fost pierdute aceste vaccinuri, poate în alte părți. Colegi, stimată doamnă ministru, stimate domnule Hans Clughe, вы сейчас сказали, что достаточно вакцины и всего остального, но у нас всего лишь 30% и чуть более вакцинированных. Коллеги, конференция а луат сфаршит. Скузайте, дарам спус, 6 întrebări. Конференция а луат сфаршит. Мультимим. Да? Мультимим. Вази буна. Вази буна тутурора, и вам мультимим фарте мульт пентру презенца дуневастра айчи. Muito obrigado.